Jurnalul Orei 23, bună seara! Scandal uriaș la meciul dintre UTA Arad și Dinamo. Fanii celor două echipe de fotbal au intrat în conflict, iar suporterii celor de la UTA ar fi fost asistați de galeria celor de la CSA Steaua, cu care sunt înfrățiți. Jandarmii au reușit cu greu să despartă cele două tabere rivale. Violențe înaintea și la începerea meciului dintre Dinamo și UTA Arad, ultrași care au fost ajutați de suporterii CSA Steaua. Se știe de prietenia dintre echipele CSA Steaua și Arad, așa că steliștii au sosit la Arcul de Triumf cu tramvaiul unde au fost întâmpinați de jandarmi. Aceștia au folosit gaze lacrimogene după ce mai mulți suporteri nu au respectat indicațiile și au continuat conflictul. Suporterii celor trei formații au continuat scandalul și pe teren, unde s-au bătut și au provocat agitație și tensiune. Înainte de debutul partidei, suporterii echipei Dinamo au început să arunce cu torțe spre suporterii celorlalte echipe, iar ulterior aceștia s-au înfruntat direct pe gazon. Meciul a început cu o întârziere de 10 minute din cauza acestor violențe. Mai mulți fani violenți au fost reținuți și riscă să primească sancțiuni drastice. Jandarmeria a anunțat că organizatorul meciului a permis prezența altor suporteri din București în zona destinată echipei oaspete, fără afișarea altor însemne în afară de cele ale echipei UTA Arad. Instanța